Ce ar trebui să răspund o fată atunci când un băiat îi cere prietenia, vindecați-vă de asta, în fine, în vederea căsătoriei, și ea ar vrea să refuze, dar are încredințarea că ar fi de la Domnul pentru ea, dar ei nu-i place. Dar am ținut să răspund la acest bilet pentru că mi s-a mai întâmplat să fiu întrebat, trebuie să mă căsătoresc cu cineva care nu îmi place? Nu trebuie să te căsătorești, că trebuie să ai înțelegere de plinătatea ființei tale, dar nici să nu te grăbești să-l respingi. Și iară din nou ne izbim de același aspect. Să fii liberă în mintea ta. Pentru că altfel te bâlbâi. Sentimentele pe care le recunoști sau nu față de unul te încurcă, te gândești la un altul. Evident că și ca tânăr, băiat sau fată, ai drept să te gândești. Dar una este să limitezi totul așa la o limită sfântă, aș spune, fără să-ți permiți să treci dincolo de vizualizări, cum spuneam. Mă aștepți un timp, te mai rogi. Și trebuie să ai libertatea și încredințarea de la Domnul ca să poți răspunde. Iată de ce, dragii mei, e atât de important să fiți într-o relație bună cu Domnul. Să poți să știi ce vrei, să ai încredințări curate. Amintiți-vă de Iosif, soțul Mariei. Se gândea ca om, a văzut ceva suspect, destul de grav. Domnul îi vorbea prin vise și n-a fost singura dată când i-a vorbit prin vise. I-a vorbit și când se meargă în Egipt și când se vine înapoi. Se pare că Domnul cu el colabora prin vise. Dacă vine la mine ca fată un băiat hotărât cu gândul căsătoriei și apreciez caracterul spiritual, dar fizicul nu mă atrage, ce să fac? Am citit și biletul ăsta că era ca celălalt, că sunt mai mult în situația asta. Nu știu ce visere aveți. Un băiat, așa, cu năsucul puțin mai mare, Michael, s-a dus să ceară prietenia unei fete, după modelul ăsta, păcătos. Dar nu era învățat. Asta l-a respins. Merge, cere altă fată. L-a respins. Și trec anii 27, 28, 29 și o soră vorbește cu o fată care avea și ea tot cam vârsta asta. Și uite, e vorba de un băiat. Acesta este, decizia ți aparține, eu ți-l arat. Soțul să-i spună lui despre tine. Ea avea o poziție socială mai bună și a spus să vreau să discut cu el. Avea o mamă foarte exigentă, așa că nu l-a examinat numai fata, ci și mama. S-au căsătorit, sunt o familie bună și a spus mama acelei fete, la ginile astea n-am ce să-i bag de vină. Și am văzut ce alte două fete, una s-a măritat rău și una nu-i măritată nici în zi de azi. Au fost mai jos, din toate punctele de vedere, făcând așa un calcul, decât asta care s-a dus cu el, s-a căsătorit cu el. De ce l-au refuzat? Că poate nu i-a plăcut fizic. De ce crezi că tu îi rămâne frumușică până ai fi bătrânică? Deci, încercați să evaluați mai bine aspectul cu frumusețea. Pentru ca nu cumva să greșiți.